Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Am deosebită plăcere să vă salut în incinta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Ne-am adunat astăzi aici pentru a vă informa despre un concurs foarte important care se petrece în Republica Moldova și anume este vorba despre a cincea ediție a concursului Notorium Trademark Awards. Acum vă invit să urmăriți un mic filmuleț cu referire la concurs, după care vom continua informația propriu-zisă. Crederea și loialitatea față de brandul tău luptă pentru trofeu se aumentă. Așadar, vorbind despre concursul Notorium Trademark Awards, aș vrea în primul rând să mulțumesc inițiatorilor acestui concurs și anume companiei Intelstart, care a început acum 5 ani în urmă o competiție adevărată între mărcile comerciale. Și le mulțumesc în special în acest an, care este un an foarte complicat pentru toți, în special pentru mediul de afaceri, pentru că nu au lăsat mâinile în jos și au continuat organizarea acestui concurs, iar ulterior eu sunt sigură că domnul Bunescu ne va da și anumite date statistice despre cum evoluează acest concurs. Vorbind despre mărcile comerciale, eu nu aș putea să trec cu vedere importanța acestora, în special într-o economie care este în continuă dezvoltare și este într-o viteză extraordinară. Ca și consumatori, ca și agenți economici, noi avem o mare nevoie de a comunica unii cu alții. Și mărcile comerciale reprezintă anume acel mod de comunicare direct între producător și consumator. Noi, în calitate de consumatori, nu avem posibilitatea să citim de fiecare dată detaliile tehnice despre produsele pe care le procurăm, iar marca comercială reprezintă acea scurtătură de informație care ne oferă nouă posibilitatea într-un minut să facem o alegere. Iată de ce agenții economici tot mai mult înțeleg importanța economică a mărcilor comerciale. Drept dovadă ne servesc și statisticile pe care le înregistrăm în fiecare an. Deci dacă este să dăm doar câteva date statistice, pot să vă spun că anual Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală recepționează în jur de 5.000 de cereri pentru înregistrarea mărcilor comerciale. Aproximativ 4.000 jumătate dintre acestea se soldează cu înregistrarea mărcilor comerciale. Acum vă dați seama care este concurența, pentru că anual apar 4.000 și jumătate mărci comerciale care au drept funcție de bază să deosebească produsele, serviciile unor agenții economici de cele ale concurenților. La nivel internațional, situația este încă și mai impresionantă. Dacă este să comparăm statistica depunerii și interesului agenților economici față de mărcile comerciale în comparație cu alte obiecte de proprietate intelectuală, pot să vă spun că în Republica Moldova este un interes
sporit față de domeniul acesta a proprietății intelectuale, deoarece anual în Republica Moldova mai mult de 80% din cereri pentru obiectele de proprietate intelectuală se referă la mărci. La nivel internațional, dacă este să analizăm datele statistice agregate furnizate de Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, situația este similară. Practic 70% dintre obiectele de proprietate intelectuală înregistrate la nivel internațional sunt mărcile. Aici deja noi nu mai vorbim despre mii, aici vorbim despre milioane. Spre exemplu, ca să aveți și dumneavoastră o închipuire despre ce cifre este vorba, este vorba despre în anul 2018, spre exemplu, la nivel internațional au fost înregistrate mai mult de 14 milioane de mărci comerciale. Deci asta este concurența între mărcile comerciale. Iar concursul acesta care este organizat la nivel național, până ce-o fi, cine știe cu perspectivă, în Republica Moldova, vine să scoată în evidență cele mai reușite mărci, mărcile care se bucură de cea mai mare încredere a consumatorilor, pentru că lucrul ăsta este foarte important și concursul este util atât agenților economici cât și consumatorilor. Agenților economici le este foarte util pentru că este o modalitate de a-și pune în valoare semnele sale distinctive, mărcile sale pe care ei le promovează. Iar pentru consumatori, concursul acesta oferă încă un instrument pentru a-și diminua timpul cheltuit la procurarea anumitor produse. Noi cu toții mergem la magazine, noi cu toții mergem și facem cumpărături și atunci când suntem nevoiți să alegem, de exemplu, dintr-o varietate de 20 de produse care servesc aceluiași scop, marca este ceea de ce ne conducem, iar când ambalajul sau însăși produsul poartă și însemnul acesta că se bucură de încrederea consumatorului, că are un câștig, să zicem așa, la un concurs, cum ar fi Notorium Trademark Awards, desigur că consumatorului este și mai ușor să-și facă alegerea și evident că lucrul ăsta este foarte și foarte apreciat. Acum îmi permiteți să-i ofer cuvântul propriu-zis generatorului acestei idei și promotorului principal al concursului Notorium Trademark Awards pentru a vă prezenta mai multe detalii. Domnul Bunescu, poftiți. Bună ziua, stimat public! Îmi spune Bunescu Marian, reprezint compania de proprietate intelectuală Intelstart, organizatorul concursului național a celor mai recunoscute mărci din Republica Moldova, Notorium Trademark Awards. În primul rând, am dorit să aduc mulțumire Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, reprezentată de directorul general adjunct, doamna Natalia Mogul, pentru parteneriatul stabilit și pentru gazda acestei conferințe de presă. De 5 ani, compania Intelstart oferă posibilitate pentru cele mai puternice mărci naționale și internaționale prezente pe piața din Republica Moldova să fie recunoscute de public prin vot online securizat de platforma Facebook pe pagina oficială notorium.media. La concursul Notorium Trademark Awards se confruntă peste 4500 de mărci comerciale la 45 de categorii de produse și servicii și cele 150 de subcategorii. În cele 14 zile ale concursului notorium.media, pe site-ul notorium.media, au fost accesate circa 45.000 de vizitatori unici. Până la finele concursului, planificăm să atingem pragul de circa 100.000 de vizitatori unici, care votează diferite mărci comerciale în care au încredere. Distincțiile învingătorilor pentru concursul mărcilor recunoscute Notorium Trademark Awards este trofeul Notorium și medaliile de aur, argint și bronz. Pe lângă aceste distincții care le primesc în top 4 la fiecare subcategorie, învingătorii primesc și dreptul exclusiv de utilizare a logo-ului votat marcă recunoscută. Pentru a afla percepția consumatorilor de Moldova cu privire la aceste logotipuri, a fost efectuat în perioada august-septembrie 2019 un studiu de marketing. Studiul a avut ca grup țintă populația urbană din municipiile Chișinău, Bălți și Capul, cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani.
Mărimea eșantionului a fost de 500 de interviuri față în față cu demonstrarea logotipurilor votat marcă recunoscută. Respondenții au avut de răspuns la două întrebări cu privire la aceste logotipuri. Cât de probabil este că în viitor o să procure un produs sau un serviciu marcat cu logotipul votat marcă recunoscută? La această întrebare am primit următoarele informații. Circa 70% din consumatorii Moldovei probabil ar cumpăra un produs sau un serviciu marcat cu această distincție. A doua întrebare, dacă veți avea mai multă încredere în așa produs sau serviciu. Aici avem un rezultat de 59% din consumatorii Moldovei probabil vor avea mai multă încredere în acest produs sau serviciu. În baza acestor date, se estimează o creștere de 20% a vânzărilor pentru aceste produse sau servicii, creșterea loialității și încrederii consumatorilor. Raportul în întregime cu privire la studiul respectiv și beneficiile participanților în concursul Notorium Trademark Awards poate fi accesat pe site-ul www.notorium.media. Cu așa indicatori putem spune cu certitudine că dreptul exclusiv de utilizare a logotipului votat marca recunoscută pe care îl vor primi vingătorii concursului va fi un instrument de marketing cu impact valoros în această perioadă în care ne aflăm. În cuprilejul acestei conferințe de presă dorim să invităm agenții economici să se înscrie în concurs, data limită fiind 20 septembrie și îndemnăm publicul să voteze mărcile în care au cea mai multă încredere. De asemenea, la data din 1 septembrie curent, compania Intelstart, în parteneriat cu Gustos Life, reprezentată de domnul Cunev, a lansat în premieră concursul vinurilor recunoscute Notorium Wine Awards. Concursul Notorium Wine Awards, la acest concurs participă peste 700 de vinuri, spumante și de vinuri moldovenești premiate pentru calitate la nivel internațional. În cadrul acestei competiții vor fi distinse cu trofeul Notorium Wine Awards top 3 vinuri la cele 10 categorii, cărora li se va conferi dreptul exclusiv de utilizare a stickerilor cu logotipul votat vin recunoscut sau votat spumant recunoscut sau votat divin recunoscut și varianta engleză a acestora, voted iconic wine, voted iconic sparkling wine sau voted iconic divin, ultimele trei pentru a fi utilizate la export. Totodată, vingătorii concursului vor fi promovați în rețelele de supermarketuri și magazine specializate Fourchette, Fourchette Gourmet, Drinkstock, Boyar Wine Market, Green Hill și Wellmart, timp de un an prin amplasare de banere promoționale care vor mări vânzările acestor vinuri apreciate pentru calitate atât la nivel internațional cât și în concursul la care ne referim. Și în acest caz, pentru a afla percepția consumatorilor de Moldova cu referire la logotipurile votat vin recunoscut, votat spumant recunoscut și votat divin recunoscut, în perioada 8-25 august curent a fost efectuat un sondaj care a avut grup țintă populația urbană cu vârsta cuprinsă între 20-65 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul. Mărimea eșantionului fiind de 500 de respondenți, aceștia au văzut, lor le s-a demonstrat logourile la care facem referire și au fost chestionați cu referire la următoarele întrebări. Cât de probabil este că o să cumpărați vin sau spumant sau de vin cu acest logotip? Aici avem un rezultat că circa 64% din consumatorii din Moldova probabil ar cumpăra produse cu aceste logotipuri. A doua întrebare, dacă veți avea mai multă încredere în aceste vinuri, spumante, divinuri, aici avem circa un răspuns de 73% din consumatorii din Moldova vor avea încredere în aceste vinuri, spumante și divinuri. Și a treia întrebare, dacă veți recomanda vinul, spumantul sau divinul care poartă acest logotip. Aici, asemenea, avem un indicator de 73% din consumatori vor recomanda un vin care poartă o asemenea distincție, un asemenea logotip. Profilul respondenților care au participat la acest studiu este 49% bărbați, 51% femei, 64% din ei sunt angajați, 67% au vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani, 45% au venituri medii și mai sus. Și în baza acestor date putem estima o creștere de 20% a vânzărilor pentru aceste vinuri, spumante și divinuri, o creștere a loialității și a încrederii consumatorilor în aceste produse.
Referitor la voting, pentru că tot este un concurs online, specificăm faptul că este posibil de votat zilnic pe, de pe profilele de Facebook în baza IP-urilor moldovenești, cu o singură marcă sau un tip de vin pe fiecare subcategorie. Învingătorii celor două concursuri vor fi decernați la gala de decernare Notorium, care se va desfășura la finele lunii noiembrie, într-un local select din Chișinău, cu respectarea tuturor cerințelor sanitare-epidemiologice. Compania de proprietate intelectuală Intelstart și partenerii săi îndeamnă agenții economici să transforme criza în oportunitate, participând la concursurile mărcilor și vinurilor recunoscute Notorium pentru a crește vânzările, încrederea și loialitatea consumatorilor. Acum dorim să vă prezentăm videoul de promovare a concursului Notorium Wine Awards, după care, cu un cuvânt despre importanța concursului respectiv, o să ne invităm pe domnul Cunev să ne dea mai multe informații la acest aspect. Cele mai recunoscute vinuri premiate pentru calitate la nivel internațional în cadrul concursului Notorium Wine Awards. Intră acum pe site-ul notorium.md și votează vinurile preferate. Susține producătorii autohtoni. Ajungeți să un trofee de Notorium și pentru exclusiv de utilizare al logotipului votat fiind recunoscut pentru a crește vânzările. Multe probleme, am înțeles. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Во-первых, я благодарю за приглашение на эту пресс-конференцию. Для меня, как в том числе президента Национальной ассоциации IT-компаний, это очень важное мероприятие и вот очень важное событие, о котором здесь говорят. В частности, о этой процедуре народного голосования. Объясню почему. Ну, наверняка многие из вас знают, что IT-компании очень динамично развиваются, и это, наверное, самая динамично развивающаяся область Молдовы. И мы лично считаем, что она должна стать драйвером для всех остальных отраслей народного хозяйства в Молдове. То есть очень важно развивать IT плюс сельское хозяйство, IT плюс медицина, IT плюс виноделие. И вот данный проект – это очень интересный пример вот такой синергии. Такой конкурс сделать без использования информационных технологий невозможно. В частности, здесь используется платформа Gustos Live, в которой есть все молдавские вина, все медали, описание всех вин, всех виноделин. И только благодаря тому, что достаточно было просто подключиться к этой информации и таким образом начать конкурс, это и получилось. Потому что если бы организаторам пришлось самим набирать всю эту информацию, ну, это было бы очень сложно, дорого и, наверное, бы не успели. Вот, например, за последние две недели прошло два международных конкурса, и по ним уже медали тоже есть, и они доступны тем, кто будет оценивать. Другой пример, 25 сентября будет всеевропейская дегустация молдавских вин, онлайновая. В 26 странах одновременно будет происходить онлайновая дегустация молдавских вин. И это тоже используется система Gustos Live, вот этот продукт, который дал необходимую информацию и благодаря и обеспечил технологические возможности для того, чтобы это все происходило в онлайне. Таким образом, на сегодняшний день технологии очень активно помогают, в том числе такой вроде бы консервативной отрасли, как винная отрасль. И это очень важно. Я особенно хочу подчеркнуть, что мне очень близка вот эта идея народных рейтингов, потому что есть официальные рейтинги, рейтинги профессиональных винных конкурсов. Да, там оценивают вина профессионалы. Но есть профессионалы, а есть любители. Да? У нас иногда вкусы различаются. И вот очень важно понимать, а что же нравится обычным людям, которые просто любят выпить вино, они, может быть, не обладают такими знаниями в вине, но им это нравится. И вот о чем сейчас говорится в этом проекте, он позволяет понять, что же нравится реальному потребителю. И я думаю, это очень важная информация для виноделов. Потому что нельзя ориентироваться в своих маркетинговых задачах или в производстве вина
только на медали, только на профессиональных дегустаторов. Но прежде всего основное – это обычный пользователь. И вот наш конкурс, вот этот конкурс, который будет, уже происходит, вот он позволяет впервые это определить, впервые это понять. И я очень надеюсь, что он будет происходить ежегодно. И по своей значимости для виноделов он будет не менее важен, чем международный профессиональный конкурс. А для меня, еще раз повторю, это очень важно, что это отличный пример того, как информационные технологии усиливают классическую отрасль и дают принципиально новые возможности. Поэтому я хочу пожелать конкурсу успеха, пожелать виноделам очень внимательно отнестись к результатам этого конкурса, потому что это то, с чем они дальше должны работать и понимать, что же реально нравится их потребителям. Ну, я, насколько я знаю, таких конкурсов в нашем регионе нет, может быть, я ошибаюсь, но вот так технологически подготовленных нет, и мы здесь тоже можем становиться определенными лидерами, показывая, как надо правильно работать с вкусами потребителя. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать. Благодарю. Mulțumim mult, domnul Cunev, mulțumim domnul Bunescu pentru detaliile pe care ni le-ați dat cu referire la concurs. Subscriu sub cuvintele domnului Cunev cu referire la importanța acestui concurs prin prisma identificării necesităților consumatorului și preferințelor consumatorului, pentru că până la urmă orice afacere are ca și scop final satisfacerea nevoilor clienților săi. Și în măsura în care acest concurs ne dă informații detaliate cu privire la preferințele consumatorului, agenții economici își vor putea gestiona ulterior activitatea astfel încât să vină cu cele mai bune soluții și să ofere cele mai calitative produse care să-i satisfacă pe consumatori. Acestea fiind spuse, aș vrea să reiterez invitația lansată de domnul Bunescu pentru agenții economici de a se înscrie în continuare la concurs, pentru că există încă această posibilitate, iar pentru toți consumatorii este în vigoare invitația de a vota și de a alege mărcile pe care le preferă, în care au încredere și pe care le-ar recomanda prietenilor, cunoscuților săi și familiei sale. Cam atât. Așa, vă mulțumim foarte mult pentru mediatizare și acum, dacă sunt întrebări, cu plăcere. Perioada de depunere a dosarului este 20 septembrie, perioada de selectare care o să fie, sau când oamenii îți pot să voteze, deci, când? Votingul. Propriu zis, va avea loc concursul. Concursul s-a început la data din 1 septembrie. De atunci este voting-ul, are loc voting-ul, până în data 20 septembrie agenții economici își pot înscrie mărcile comerciale în concurs, voting-ul se finalizează la data de 25 septembrie. Învingătorii vor fi decernați la gala Notorium la finele lunii noiembrie. Cu informații exacte referitoare la data acestea, revenim pe parcurs. Mulțumesc. Plăcere. Concursul de vinuri este în aceeași perioadă, 1-25 septembrie curent. Aici deja toți participanții cu medalii care le-au obținut la concursurile internaționale pe ultimii 3 ani deja au fost selectați. Vinurile acestora sunt plasate pe site, sunt 10 categorii, respectiv pentru consumatorii locali este destul de simplu să le acceseze. Este categoria cu vinuri albe, vinuri roșii, vinuri roze. Este categoria spumant alb, spumant roșu și roze și categoria de vinuri. Fiecare categorie este împărțită în subcategorii, deja în dependență de tipul vinului. Vin sec sau demi-sec, demi-dulce, dulce. Deci sunt două site-uri diferite. Pentru concursul Notorium Trademark Awards, unde se votează mărcile comerciale, site-ul oficial este notorium.media. Concursul vinurilor recunoscute, Notorium Wine Awards, site-ul oficial al concursului este notorium.wine. Respectiv, participanții, adică consumatorii, pot să voteze atât mărcile, cât și vinurile în care au încredere și care le apreciază. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi bună să aveți. O zi bună. Succes!